S-a întâmplat și un incident destul de nasol la această primă petrecere din sezonul nou Mireasa și anume la un moment dat în timp ce Dediș dansa cu Eliza, concurenta cea nouă, iar aceasta alături de Dediș avea niște mișcări mai ciudate, mai ample, așa se desfășurau acolo pe tot ringul de dans. La un moment dat, s-a izbit practic de una dintre mesele acelea care era plină cu pahare, pahare din acelea cu picior și au căzut toate, s-au trântit toate la pământ, s-au făcut praf și pulbere, moment în care toată lumea a fost șocată și am văzut și reacțiile din online, majoritatea oamenilor au fost deranjați de faptul că, cu toate că s-a întâmplat acest incident, nici Eliza, nici Dedish nu au luat mătura și fărașul să facă curat după ei, să adune toate acele pahare de pe jos Ce au fost alții care au curățat după ei Respectiv Maria pe Liviu, parcă îi văzusem cu mătura și cu și Au adus acolo rapid să adune, să facă curat Pentru că efectiv a fost un haos total Mie mi se pare un pic cam ciudată domnișoara aceasta Care a intrat acum în casa Mireasa are așa un comportament mai diferit, mai exuberant, nu știu. Rămâne de văzut dacă este sau nu așa.